Monumente istorice ale României, tipuri din județele Argeș și Muștel și modele de cusături pentru costume naționale române culese din județul Muștel, publicate în anul 1893 de fotograful argeșan Ioan Niculescu, au fost descoperite în arhive de către scriitorul Adrian Săvoiu și Ioan Crăciun, directorul editurii Ars Docendi, și scoase la lumină. De la o vreme însă, Niculescu a considerat că e poate prea plictisitor să rămână în propriul său studio. Și atunci a ieșit în decor. Și ieșirea lui Ioan Niculescu vizează fostele județe Argeș și Muștel, pentru că el a considerat că aici sunt monumente reprezentative pe care vrea să le imortalizeze. Planul lui Niculescu era unul grandios, am spune. În prefața pe care el o atașează acestui album, spune că are de gând, după realizarea acestui album, să realizeze pentru fiecare zonă a țării un album similar cu fotografii reprezentative. Sigur că lucrul acesta nu era posibil pentru un simplu om. Trebuia să lucreze o întreagă instituție pentru a realiza așa ceva și, în consecință, nu avem decât acest prim album al lui Ioan Niculescu. Special pentru zilele Câmpul Lungului, cele două albume au fost reeditate pentru ca toți cei îndrăgostiți de Câmpul Lung și Muștel să se poată bucura de minunatele fotografii realizate în urmă cu mai bine 200 de ani. Ca de multe ori, în editarea unor volume pe care le-am inclus în colecția Câmpul Lung Muștel, a editurii Ars Docendi a Universității din București, am fost ajutat direct sau indirect de domnul Gheorghe Tița. S-a întâmplat, fără voia lui și de data aceasta, oarecum fără voia lui, în urmă cu 3 ani, mi-a arătat o copie în format mai mic a acestui album pe care l-a deținut cândva. Originalul acestui album este în prezent la domnul doctor Gheorghe Radu, pe care mi l-a oferit cu generozitate în momentul în care am decis să facem o ediție facsimil. Așa că, în urmă cu mai multe luni, a ieșit volumul Modele de cusături pentru costume naționale culese în județul Muștel. Lansarea albumelor a avut loc joi după amiază la Galeria Arta, evenimentul fiind prilej de discuții despre Câmpul Lung, monumentele sale istorice și posibilitățile de protejare a acestora. Albumele sunt, așa cum arăta conferențiarul universitar Carmen Oprescu, globul de cristal care ne arată Câmpul Lungul neatins de haosul modernului.